Ne aflăm la Liceul Tehnologic Grigore Măsin, liceul în care eu învăț. O să mergem acum în atelier, suntem în atelier, în sala de servire, să vedem cum se desfășoară o oră la care eu particip în fiecare zi de miercuri. Haideți după mine! Acum intrăm, să vedem. Bună ziua! Bună ziua! Deci, acum o să luăm pe fiecare să întrebăm cam ce facem noi la oră, să vedeți și dumneavoastră. Nico, da. Cum desfășurăm noi ora de noastră? Cum arată ora de noastră de servire? Păi ora de noastră de servire se face aici și învățăm să servim tot felul de preparate. Da, astăzi, ce avem noi astăzi aici? Astăzi organizăm micul dejun. Ok, și să vedem și cum servește domnișorul Cristi micul dejun. Bună ziua, aș putea să vă comandă? Da. Spuneți, vă rog. Două omlete cu cașcaval. Așa. Da. Două cafele scurte. Da. Și o apă minerală la jumate. Altceva? Atât. Imediat. Dragă, cine ai adus tu aici? Am început cu cafeaua, se începe totdeauna cu băuturile. Deci am început și eu cu cafeaua. Descurcăreți Cristi ăsta nostru. Vă doresc poftă bună. Mulțumim. Cristi, cam câte calorii are micul acesta dejun? În jur de 200-300. Prea multe sau prea puține pentru dimineață? Eu zic că e suficient. Și hai să te întreb acum dacă viitoarea ta iubită ar vrea să fie undeva impresionată de tine. Cum îi servi micul dejun dimineața? Ar fi unul foarte special și l-a servit la pat. Cu trandafir roșu și mâncare. Și mâncare ce? Păi, i-aș face niște... Sincer, nu știu ce aș face. Ceva special. În orice caz ar fi ceva special. Ce ai face de mâncare? Păi aș face niște omlete cu șuncă și cașcaval, cu decorațiuni din legume și un vin roșu. De dimineață? Da. Trebuie să... dimineață, începem ziua în forță. Și atunci termina ziua cu apă plată. Nu, tot cu vin roșu terminăm, cum să terminăm la un restaurant, ceva frumos. Am înțeles. Dimineața ce e mai potrivit? O cafea sau o cafea cu lapte? Sau o cacao cu lapte? Eu zic că o cafea cu lapte. O cafea cu lapte? Da. Este potrivit pentru un mic dejun. Da. Bine, mersi. Dacă ai fi proprietara unui restaurant și ar veni la tine în restaurant niște personalități sau ar trebui să-l pregătești pentru ziua îndrăgostiților, cum le-ai spune angajaților tăi să-l pregătească? Cum să facă mesele? Ar fi decorate cu inimioare, probabil, baloane și lumânări. Fi cel mai... Tu cum le-ai face? Păi aș pune niște separeuri, la masă aș pune niște petale de trandafiri și niște lumânări și un vin roșu. Din partea casei. Din partea casei. Tu cum le-ai face? Le-aș face mese speciale, șampanie, cât mai frumos organizat să fie.
Ai alege o culoare pentru ceea ce așezi pe masă? Mă refer la fețele de masă, la napoane. Roșu și alb. Dacă restaurantul la care tu o să lucrezi ar trebui să se pregătească pentru o nuntă, cu ce ai surprinde pe invitați? Fac cadou de flori, baloane, decorațiuni pe mese, pe scaune. Ai alege ceva special pentru scaune? Depinde de ce ar vrea. Ei pot să-și aleagă culorile dacă vor, sau putem noi să facem. Uite, întotdeauna am fost curios cum se așează corect cuțitele și furculițele. Că dacă te duci la o nuntă de palat, să zic așa, ai vreo 3 cuțite în dreapta, 3 furculițe în stânga și vreo 3 lingurițe sus. Îmi spui tu sau îmi spune colega ta? Hai, spune-mi tu. Păi cuțitul se așează în dreapta și furculița în stânga. Și care cum? Câte în dreapta, câte în stânga? Păi depinde câte feluri de mâncare sunt. Apropo, bruschetele cu ce se servesc? Cu mâna sau cu tacâmuri? Cu mâna. Cu mâna. Cu mâna? Cu mâna. Tu ești la Palatul Buckingham, regina Angliei. Te-a angajat ospătarul ei personal, trebuie să aranjezi masa. Cum faci? Prima dată aș începe cu micul dejun și aș pregăti un mic dejun special pentru regina. Și tacâmurile cum le așez? Normal, cu, cum spune, cu lama cuțitului spre interior la 2 cm distanță de margine și furculița cu furchețe în sus în partea stângă. Bun, da. Deci regina, vezi că e foarte pretențioasă, până aici ai știut. Și e foarte pofticioasă la amiază, vrea să mănânce bine. La ei 5 o'clock beau numai ceai. Dar să zicem că o corupi într-o zi să mănânce mai mult. Are invitat pe nenea Putin și el mănâncă mai mult. Câte furculițe îi pune în stânga, câte în dreapta? Are 3 feluri de mâncare și un desert. 3, pentru că vine, dacă are 3 feluri de mâncare, depinde dacă are și felul întâi, care este ciorbă și supă, va veni și lingura. Dar dacă sunt 3 feluri de felul 2, vor fi 3 și 3. Are și pește în meniu. Va fi la fel ca și felul 2, cuțitul în partea dreaptă. Și sunt speciale pentru acestea, pentru că furculița are o adâncitură pe mijloc pentru pește și cuțitul are un ajutor pentru înlăturarea oaselor. Promit că o să vorbesc cu regina să te angajeze. Stăm de vorbă cu doamna profesoară care se ocupă de această oră și învață pe copii lucrurile concrete în ceea ce privește servitul și aranjatul meselor. Puteți să ne spuneți în câteva cuvinte ce învață ei exact la această oră? În cadrul orelor de laborator, ei învață să aranjeze mesele, să servească preparatele conform regulilor de servire. Orele lor se desfășoară atât în laboratoarele școlii, în atelierele de servire, avem parteneriate și cu agenții economici, unde au stagii de pregătire practică și au posibilitatea să învețe mult mai multe lucruri și să vadă în fapt cum se face servirea. Exact, servesc clienții. Cam care este durata, nu știu, a orelor sau a anilor în care ei deprind exact această meserie? Încep încă din clasa 9 să aprofundeze noțiunile elementare de servire, de aranjarea meselor și continuă până la sfârșitul ciclului de învățământ. La sfârșit sperăm să iasă cu adevărat calificați și profesioniști. Mulțumim și vă dorim mult succes cu elevii dumneavoastră. Mulțumesc! Suntem la ora de alimentație, la clasa care se pregătește pentru cofetari. O să avem niște cofetari celebri în viitor și așa este, să zic, cerere pe piață și nu prea sunt cofetari. Să mâncăm prăjituri din ce în ce mai bune. O să vorbim cu cei de aici. Ei știu să facă pe lângă prăjituri și mâncare. Nu? Știu de toate. Hai să vedem pe cine o să întrebăm prima dată despre mâncare. Începem cu mâncarea. Pe tine o să te întreb, dacă tu ai fi, nu master chef, șef, la bucătar șef la un restaurant și ar veni președintele României, ce ai recomanda și ce ai găti? Dacă ar veni președintele României, i-aș recomanda o supă cremă de pui și ca preparare bază i-aș recomanda o friptură de porc cu o garnitură de cartofi natur sau...
Zi-mi cum faci supa cremă, că e interesant. Știi că ea te întreabă de la serviciile de pază și protecție, întreabă, alo, cine e bucătar aici? Zi, ce ingrediente ai băgat? Se fierb legumele și se fac pastă. Și se raugă condimente, ceea ce trebuie. Tu ești în altă restaurant, șefă de restaurant, la tine vine Cristiano Ronaldo. El e mai vegetarian, știi că fuge mult. Ce i-ai găti? Probabil o salată de fructe sau de legume. Poți să ne dai câteva detalii cum ai face-o? Păi salată, castraveți, probabil roșii. Bine, acum știu că te-ai emoționat și eu să vin așa un manechin celebru la tine, să vină Cristiano Ronaldo și el să spună, aș vrea o salată. Și tu să-i spui, da, de care? Deci mai pui roșii, salată? Aș alege cele mai rafinate legume, probabil, pentru el. Și ce acid îi pune peste salată? Sau nu îi pune? Probabil o zeamă de lămâie. Cel mai bun, cel mai natural, nu-ți face probleme la așa. Și dacă e să vorbim de cofetărie, că vorbeam cu colegii voștri despre ceea ce și-ar dori regina Angliei să mănânce ceva rafinat la cofetărie, tu ce știi să pregătești pe partea de cofetărie? De toate. Am învățat la liceul acesta orice. Doar pe cuvântul tău? Pe cuvântul meu. Trebuie să spun că mie, eu sunt tare pofticios. Ce-mi pregătești astăzi? Șoala crem. Perfect! Și dacă ar fi să pregătești așa o prăjitură extrem de fină, rafinată, pentru o personalitate, ce ai pregăti? Un tort de căpșuni. Cum le faci? Se bat ouăle spumă, se adaugă zahăr treptat, cu gălbenuș, puțin ulei, puțină sare, făină treptat, se amestecă, se toarnă într-o tavă în formă de inimă, că totuși vine Valentine's Day, se bate frișca spuma, facem un tort de căpșun, nu? Punem și căpșun, îl ornăm frumos. De unde e căpșunile? Din grădină. Facem tot un fii atent, îți recomand să iei căpșunile de la Gura Sada, cele mai bune căpșuni, știi unde e Gura Sada? Da. Perfect. Atunci o să le luăm de acolo. Așa. Facem frumos, ornăm cu frișcă, iar pe margine o să punem căpșuni tăiate fâșii, subțiri. Deci facem așa, în formă de inimă și pe margini căpșuni, ornat cu frișcă și scriem Valentine's Day. Ai un iubit norocos, să zic așa, dacă îi pregătești chestii de genul acesta. Dacă tot am vorbit de șoala crem, haideți să vedem etapele acestei faceri, să spunem așa. De unde? De aici? Da, zic, cu ce începi? Se toarnă laptul, se face forma. Mai departe, aici ce faci? Coșulețele se umplu cu cremă pe bază de lapte, de vanilie și de cacao. Aici tu le tai, așa-i? Tai căpățâiele pentru a fi umplute cu cremă. Spune-ne, apropo, astea le-ați făcut voi sau... Da, le-am făcut noi. Și cum se fac astea? Exact cum ne-a arătat colega ta? Da, mai întâi facem compoziția, după care o introducem în cuptor la 200 de grade Celsius. Tu? Aici urmăm cu frișcă. Și aici cu ciocolată. Finalul, da, decorat cu ciocolată topită pe bază de baie de apuri. Câte persoane trebuie să fie la o astfel de creație? Teoretic, ar fi suficient ajunge una? Ajunge și una, da. Ajunge una? Deci una. Și cam câte șoala cremuri ar putea face o persoană într-o oră? La 20. 20? Da. Nu e cam puțin? Nu, o persoană... Nu? E migăleală multă? Da. Și la cuptor cât trebuie să stea? Nu, la 15 minute, în stercăr, așa. Sunt de vorbă cu coordonatoarea orei de alimentație și o rugăm să ne spună ce învață elevii liceului la această oră. La această oră sunt la momentul de laborator, unde aplică practic lecția despre aluatul opărit și despre cremele pe bază de lapte. Și atunci un preparat foarte bun și gustos, care îi atrage la final, fiindcă ei îl degustă, este șoala cremă. Și după cum ați văzut, ce au învățat la teorie, astăzi, pas cu pas, desăvârșesc ei și consumă. E vorba despre o prăjitură foarte fină și aluatul opărit este un aluat destul de greu de obținut.
ținut, fiindcă trebuie respectată foarte bine rețeta, trebuie avut un cuptor performant și contează și mâna cofetarului. Ați văzut că trebuie turnată, aluatul într-un anumit fel. Cât timp durează până când unul dintre elevi sau unul, toți elevii dumneavoastră, învață să facă prăjiturile acestea? Bănuiesc că e un proces mai lung, nu i-ați spus astăzi, azi faceți șoala crem și ei nici nu știu ce e aia. Începând din clasa 9-a, au săptămânal ore de laborator și atunci pas cu pas, timp de 2 ani, 3 ani, 4 ani și cei de la liceu tot asta fac, deci la orele de specialitate ne-am axat foarte mult pe partea asta de practică și după anii de liceu eu zic că sunt foarte bine formați. Dar ei după câte ore învață, efectiv fac o prăjitură? Ei din clasa 9 încep, nu? Uh-huh. Vin în clasa 9, prima oră de alimentație. După câte oră sau după un an de zile sau în al câtele ani învață să facă o prăjitură singur de la cap la coadă? Acum depinde și de talentul lor, însă zic eu că după un an de zile ar trebui fiecare să fie în stare să facă o prăjitură. Îi mai ajută și faptul că în afară de orele din școală au foarte multă practică la agenții economici. Și acolo de asemenea învață, lucrează ei singuri alături de lucrătorii de acolo, asta iarăși ajută foarte mult. Ce e mai greu de făcut, o prăjitură sau un preparat de bază? Pentru ei mă refer. Eu cred că nimic nu este greu dacă îți place și dacă chiar pui suflet atunci în timp ce îl pregătești. Și să știți că avem elevi din fiecare clasă care chiar au o pasiune din a găti sau a face prăjituri. I-am depistat de-a lungul anilor. Dar lor ce le place mai mult, să facă o prăjitură sau o friptură? Sunt împărțiți. Sunt deci care... Eu știu, așa este preferința lor. Vă mulțumim tare mult și vă dorim mult succes la orele pe care le coordonați. Vă mulțumim. Vă invităm să degustați. Cu siguranță că arată delicios șoala cremurile. Dragii mei, aici avem mai multe șoala cremuri, nu suficientă pentru colega noastră care mănâncă la micul dejun ceea ce vedeți aici, dar Denisa... Păi știu că nu ți-a ajuns. Acum, să începem cu un șoala crem și tu să îmi spui ce îți transmit papilele tale gustative. Păi acum arată deja, pus în dacolo. Ce bune, Doamne! Știi ce conțin? Da. Zi. A luat frișcă, ciocolată și cremă, care nu știu cum se numește. Cremă nu conține. Conține cremă? Da. Unde e cremă? De cacao și vanilie. Păi, de înăuntru, măi. Înăuntru, ai dreptate. N-am văzut partea de dinăuntru. Bravo. Știu. Și multă dragoste. Da. În mâncare, când faci mâncarea, trebuie să pui dragoste. Bineînțeles că altfel nu iasă bună. Uite, am un prieten care face ciorbă de burtă. Da. Și eu fac ciorbă de burtă. Mm? Dar lui iese mai bună. Știi de ce? De ce? Pune multă dragoste. Și tu nu pui? Păi deci mai zgârcit. Eu și cu dragoste am zgârcit. Da. Stăm de vorbă cu doamna directora Jungor de Elena de la liceul Grigore Moisile. Doamna directoare, să vorbim puțin despre clasele la care tocmai am filmat. Deci astăzi am avut bucuria să vă avem la alături la 2 ore de laborator, oră de laborator pe servire și oră de laborator pe alimentație cofetar. Câte astfel de clase aveți în liceul dumneavoastră? Pentru fiecare nivel de clasă, începând cu clasa 9, 10, 11, 12, inclusiv profesională, 9, 10, 11, avem aceste specializări. Și cât de cerute sunt de cei care vor vrea să vină în clasa 9? Spre bucuria noastră, aceste specializări sunt foarte solicitate. Anul trecut, pentru clasele de profesională pe aceste specializări, am avut chiar admitere. Singurul liceu din județ care a organizat admitere. Și în ce a costat acea admitere? Într-o probă scrisă din educație tehnologică clasa 8-a. Ce ne puteți spune despre relațiile pe care liceul dumneavoastră le are cu agenți economici? Pentru că știu că, pe lângă faptul că elevii dumneavoastră învață aici, și transpun în practică ceea ce învață. Avem la ora actuală o hartă a parteneriatelor foarte bogată, deci deschiderea agenților economici din an în an este din ce în ce mai mare față de liceul nostru, deci sunt bucuros să aibă ca prezență pe parcursul anului școlar, conform unui grafic de practică, elevii în societățile dumnealor și chiar mai mult decât atât, în urma practicii selectează viitorii angajați. Sunt dintre elevi care deja lucrează la agenții economici? Mulți. Deci am angajat în jur de 35 de elevi anul trecut, imediat ce au terminat liceul. Câți elevi are o clasă?
O clasă are de la 25 până la 34 cu locuri suplimentare, pentru că am fost nevoiți să solicităm și astfel de locuri suplimentare. Deci, practic, aproape o clasă ați angajat-o deja. Aproape o clasă, da. Și suntem bucuroși. Și mai facem ceva. Deci, ca să avem deschidere și copiii știu acest lucru, noi solicităm încă de la începutul anului școlar elevilor care doresc să lucreze cereri pe care le depun la secretariatul unității. Noi le avem în vedere, iar în momentul solicitării de către partenerii noștri să angajeze elevi pregătiți aici, le oferim forța de muncă. Ce ne puteți spune despre finalul celor 4 ani de studiu referitor la bacalaureat și la un alt examen pe care elevii dumneavoastră îl susțin când termină liceul? Ceea ce cred că trebuie să se cunoască este că pentru cei care optează pentru specializarea de la un liceu tehnologic au 2 diplome diferite. Deci odată, cei care termină liceul au o diplomă de certificare a competențelor profesionale, un certificat de nivel 4 pe piața muncii și un alt certificat de bacalaureat. Deci obținut în urma admiterii la examenul de bacalaureat. Da, directoare, vă mulțumim tare mult și vă dorim mult succes pe mai departe cu proiectele pe care le realizați la acest liceu. Mult drag și vă mai așteptăm la noi.